Salutare, băieți, fete și doamne. Am văzut eu aici pe statistică că e un procent foarte mic de fete. Sperăm să crească, dar și fetele sau doamnele să îmi vizualizează povestea. E un lucru foarte bun. Bă, frate, hai să facem o poveste de acțiune cu garda. Nu, vorbim de fete azi. Vorbim de fete, dar să vezi că tot acolo ajungem. Avem timp de acțiune, avem timp de fapte, de ghilimele. Acum vreau să fac o poveste cu o fată normală care am găsit-o. Am găsit și o fată normală în viața mea, muncea la restaurant și am vrut să o invit, am invitat-o în oraș, dar persoana respectivă muncea la un restaurant, termina târziu lucrul, la 12-1 noaptea termina lucrul. Acum am vorbit cu persoana respectivă să ieșim ca fiecare, îți dai seama, la o șaorma, la o înghețată pe băț, la o măslină, la o... s-o scoți în oraș, la o terasă, la un suc, la o cafea, la o vrăjeală. Să-ți atingi scopul. Bă, frate, nu puteam să stau în zona unde stăteam eu. Mai aveam și eu pe margine o gagică, două, trei și eram gagicar, era gagicarul lui dreacuiu. Și ce am zis? Bă, schimb orașul. Mă duc într-un oraș la 20-25 de kilometri cu persoana respectivă și tot așa. Bă, persoana respectivă, o fată simplă, normală, vorbea câți clienți a avut la restaurant, ce culoare avea farfuriile, șervețelele. Îți dai seama, tu nu puteai să îi zici din prima ce faci tu, că prima întrebare care ți-o adresează care? Cu ce te ocupi? Eu aveam o vrăjeală la mea. Eu am mai făcut poveste cu... Munceam la o firmă, am fost angajat la câteva luni la o firmă de oxigen, unde era și taică meu angajat acolo. Și vrăjeala la mea la gardă, la oricine, era transport oxigen, domnule, din ăla domiciliar. Era cea mai frumoasă vrăjeală, adică era, aveai scoatere. Acum persoana m-a întrebat, zice, gagica, cu ce te ocupi? A, transport oxigen, sunt familist, sunt, bă, toată noaptea a trebuit să joc un rol. Joci roluri, acum nu poți să zici că nu le joci. Ca să-ți atingi scopul, joci fel de fel de roluri. Trebuie să fii prost, trebuie să fii inteligent, trebuie să vorbești de la egal la egal, de la... Înțelegi, trebuie să te faci când ai înțeles și tot așa. Bă, mă chinui toată noaptea acolo, dar toată noaptea mă chinui cum ar veni 2-3 ore, nu te gândi că mă chinui la... Am fost la o terasă și stăteam acolo. Acum persoana respectivă, nouă mai din astea avea simpli pe tine, te plictisea astea, dar nu puteai să-i zici cu ce te ocupi să o sperii din prima. O luai și tu încet, încet, o integrai tu în societatea ta, cum ar veni. Bă, la un moment dat, hai să mergem acasă, că păi târziu, s-a făcut târziu și să mergem acasă, înțelegi? Bă, că vrei să pari om normal? Da, nu că n-aș fi eu om normal, dar ce m-a dat pe mine de gol a fost mașină. Aveam una 6 de România, în Italia băteau la uit mașinile alea, ăștia 90% merg cu Fiat. Bate la uit mașină, îți dai seama. Da, acum ne urcăm în mașină, hai să plecăm. Ajungând la ieșire din orașul respectiv, era o zonă industrială care e catalogată ca, nu știu, a doua sau a treia, știam ceva de genul, cu strada respectivă cu fete, cu prostituții și catalogată fiind a doua sau a treia din Italia, cea mai mare la nivel de prostituții, ceva de genul. Dă seama acolo câte controle se fac la două noapte. La două, trei noapte, e jale acolo de gardă și de controle. Când s-au întâmplat fel de fel de combinații pe acolo. Se duceau, le băteau pe fete,
le luau banii și îți dai seama, e o zonă cu risc, să o chem așa. Ba, acum, la un moment dat, când mă uit în oglindă, bă, gândește că la 2-3 noaptea nu era nimeni pe stradă. Eram eu și când mă uit în oglindă, mai văd un Audi, tot din România, în spatele meu. Eu nu cunoșteam mașina respectivă. Bă, a stat în spatele meu vreo 5-10 km. A stat în spatele meu. La un moment dat, făceam dreapta, făcea și el. Făceam stânga, făcea și el. Zic, ce morți, îți dai seama că nu m-a interesat. Bă, la un moment dat, pe sens opus, erau două mașini de carabinieri. Două mașini de carabinieri, dar erau, aveau Alfa 159. Bă, alea sunt cam considerate, cam șoferii după mașinile respective în Italia, sunt considerate piloți. Bun, lăsăm Lamborghini și... Deci sunt șoferi foarte calificați, să o chem așa. Erau pe sens opus, opriți. Bă, când am trecut cu 30-40 la oră, am trecut eu, a trecut și pe ăla din spatele meu. Ăștia imediat au întors după noi și ne-au tras pe dreapta. Cred că m-a prins cu a doua, cu a treia. Ne-au oprit pe dreapta acolo. Prima oară s-au dat jos și s-au dus la el, la mașină. Au cerut actele, altă mașină a venit la mine, mi-a cerut actele, bună seara, control, acte. Poftim. Zice, mă întreabă pe mine, îl cunoști pe băiatul din spate, e cu tine? Și zic, nu, domnule, nu cunosc pe nimeni. Cine e în spatele meu, eu sunt cu persoana respectivă, cu noua mea prietenă. Noua mea prietenă foarte cu minte. La care gardan zice, bine. Ăla, Gaborul, s-a dus și la ei. Și întreabă pe băieții respectivi. Bă, în mașina din spate erau patru persoane. Întreabă, îl cunoașteți pe băiatul din față? La care unul dintre ei zice, da, îl cunosc. Bă, ăla îmi cunoștea și mașina, mă cunoștea și personal. Dar eu nu cunoșteam mașina și adică nu știam cine se află în mașina respectivă. Și chiar dacă îi cunoșteam, eu ziceam că nu-i cunosc. Dar la care băia era și băuți, a zis, da, da, îl cunosc. Nu șoferul, ceilalți pasagerii, cum ar fi. Zice, da, îl cunosc pe băiat. Atâta le-a trebuit la gardă. Scânteiul, motivul. Bă, cum eram noi opriți, în partea stângă era un peco al de abandonat. Nici lumini n-avea. Zice, tragi în peco. Bă, și a început să vină gardă. Au venit vreo 5-6 mașini de gardă, poliție și carabinieri. Ăia erau 4, din 4, 3 erau beți. Bă, îl cunoșteam pe unul din vedere, ăla care ar fi zis el că mă cunoaște pe mine. Îl cunoșteam. Ei erau tot din zonă de la mine. Pe acti, erau tot din zonă de la mine. Îți dai seama, garda, când a văzut zona de unde eram eu, zona lor, ei a zis că mă cunoaște, eu am zis că nu cunosc. Gata, a declanșat suspectul, cum ar veni. Zice, trage acolo și percheziți. Bă, a început să facă bardaf. Prima oară a început percheziții la ei. A făcut percheziții la ei. Ce crezi? Le-a găsit un pistol, frate, în mașină. Bă, ăștia erau oameni muncitori, ei erau la femei în zona acolo. Erau... Probabil au luat salariu, au băut și ei ceva și ce a zis, hai frate, pe la femei, pe în zonă. Că mai făcea din ăsta. Le-a găsit un pistol, dar de care pistol? Din ăla fake. Dar mi se pare că nu avea dopul în față ăla de zi, trebuie să aibă dopul. Dacă are dopul în față, un dop de plastic, nu are ce să-ți facă garda dacă nu ai cazier. Dacă tu ai cazier, îți faci dosar. Deci eu pe ăla nu pot să... îl am o mașină sau nici în casă măcar, pentru că, bă, așa e în Italia, nici cuțit. Dacă ai cuțit la tine, îți face dosar. N-ai voie, arma. În fin, când le-a găsit pistolul la ăia, gata, a început agitația. Eu acum îi zic la persoana respectivă, bă, ce dracu ați făcut, mă, că aș pula, mi-a stricat toată seara cu garda, cu alea. Ce le-ai zis la ăștia? Zice, da, domnule, le-a zis că m-a întrebat dacă te cunosc și eu te cunosc, bă, Florine, de atâta timp. Bă, du-te, dracu, te-ai apucat să le zici la gardă că mă cunoști, să-mi strici toată manevra cu gagica respectiv. Bă, a zis că mă cunoaște și îți dai seama percheziții ce au început să fac. Banchete,
ridicate, scaunii li dădeau în față, în spate, au început să controleze, să facă percheziții. A venit și o femeie, ea a făcut și la gagica respectivă percheziția aia, mai avea puțin și plângea, îți dai seama că nu era aia, cred că n-a avut o amendă în viața ei, n-a văzut nici la televizor atâta gardă. La care unul, ce-mi zice, eu fusese arestat cu fapta aia din 2010, dar în calculator dădea jaf armat acolo. Și la care unul din gabor ce zice, băi Antoane, tu văd că nu prea ești cu minte, tu umbli cu prostii, ce cauți pe în zona asta? Mi-ai și zis că nu-i cunoști pe băieții respectiv și uite, tu vorbești cu ei. Păi vorbesc, domnule, că sunt români de-a mei, dar eu nu aveam, pe unul dintre ei îl cunosc din vedere, dar eu nu aveam cine, de unde să știu cine era în mașină, în spatele meu, înțelegi? Și eu am ieșit cu persoana respectivă, uite, controlează la terasa respectivul, eu am fost la terasă, n-am treabă cu lumea eu. În fine, la care fata aia, îți dai seama ce impresie și-a făcut când a auzit ce mi-a zis garda. Băi, eu toată noaptea m-am chinuit să par ceea ce nu eram cum ar veni. Odată în viață am vrut și eu să fiu ok. M-a desconspirat garda cum ar veni. Că ai făcut, că ai drept, îmi zicea garda. Dă seama ce părere și-a făcut persoana respectivă de mine. Băi, mai avea puțin și plângea. Ăia, nu știu, începuse, unul era băut, începuse el să vă băi. I-am zis, bă, taci, dracu, nu mai continua, că eu vreau ca să plec de aici. Bă, pe unul dintre băieți, eu îl cunoșteam. Era ca lumea, era ok băiat. Păi, lanț, nu-i știam. Dar ei fiind băuți, începea cu din alea, erau băieții de pe la Suceava, mi se pare. Au început cu din alea, oi, dar deși faci oi piercheziții la mașină, că ai mandat, că n-ai mandat. A zis, băi, lasă-mă să plec, că și așa mi-a stricat toată seara, mi-a stricat, uite așa mi-ai făcut la toată combinația mea, m-am chinuit toată noaptea, de acum când văd mașină în spatele meu de România, mă trag pe dreapta, o iau pe câmpuri, pe jos, sar, mă urc pe autobuze, cu trenul vin, nu mai merg în față. Băi, eu n-aveam, eu l-am văzut în oglindă, dar eu nu am cunoscut mașina cine era în spatele meu. Băi, s-a făcut vreo 4-5 dimineața acolo. La un moment dat mi-a dat drumul, că mie nu mi-a găsit nimic. Era logic să nu-mi găsească nimic, că nu aveam nimic. Îți dai seama că eram curat. Mi-a dat drumul, zice, poți pleca. Ei, lanța a rămas acolo, mi se pare, ca să-l fac vreun dosar sau nu știu, băieții, la cum am înțeles, erau curați, dar ei au fost curați, nu aveau belele. Eu eram cu cazier, ei aveau pistol. Bă, garda nu mai înțelegea acolo. Eu am zis că nu-i cunosc, ei a zis că mă cunosc. Actii era din același oraș cu mine, erau rezidenți în același oraș cu mine. Oraș. Unde stăteam eu? Zice, bă, frate, care-i minte aici, mă? Îți dai seama ce a gândit garda. Bă, care-i minte aici? Bă, tu n-auzi că eu cu oamenii respectivi nu am nicio treabă. Sau a fost coincidența în spatele meu, să fie în spatele meu. Eu n-am nicio treabă cu oameni. Păi da, bă, dar ăla zice că te cunoaște. Păi mă cunoaște, mă, dar nu zice că a fost undeva cu mine. Bă, de obicei nu zici, frate, chiar dacă îl cunoști. Păi eu dacă aveam acolo o problemă, un exemplu, eram încărcat cu ceva și trebuia să mă lege pe mine, ei risca să-i lege și pe ei, fără să-și dea seama, pentru că ei a zis că că mă cunosc cum ar veni și într-un fel sau altul era conexiunea între mine și ei, că eram acolo, că ne cunoșteam cum ar veni. Și du-te tu și dovedește pe instanțe dacă era sau nu, ca fapt divers. Bă, nu zici, mă, frate, și dacă îl cunoști. Nu sunt, domnule, dacă într-adevăr nu ești cu omul, nu îi spui lui ăla, da, mă, eu îl cunosc pe ăla. Nu vezi de treaba ta, poftim, actele controlează, îl cunoști, nu o cunosc, domnule, pe nimeni, nu mă interesează, pe mine de altă lume. Înțelegi? La care ea i-a dat-o invers, da, dar îl cunosc pe băiat. Aia m-a întrebat, zice, tu îi cunoști, ești cu ei? Nu, nu sunt cu mine, eu sunt cu Gagica. A, că mi-a stricat toată combinația. Bă, toată combinația mi-a stricat-o. E, geaba am vrut eu să mă dau. Bă, nu puteam, zic, uite mă frate, am plecat din zonă de unde stau eu, să nu se găsească cu
Mai aveam și eu o gagică, două, să nu se găsească cu alte gagici de-a mele. Și ce crezi? Am fugit de dracu și am dat de măsa și cu tasul la un loc. Da, bă, aia e când... A, nu, când te dai ceea ce nu ești. Că asta e vrăjeala ta. Ce vrei să zici din prima lui aia? Ești tu încet, încet. Știi că eu mă mai ocup și cu una și cu alta. Uite, eu mai ies seara, mai mă plimb, mai dansez. Tu te duci la lucru. Bă, dar nici n-aveai cu cine să vorbești. Că era o fată de aia normală, nici n-aveai cu cine să vorbești. Să-i zici că... Auzi, i-am zicea câte șervețele a pus pe masă, câte lingurițe are restaurantul, meniu, din astea vorbeam așa. Dai seama, tu te plictisești, da. Joci rolul, să fie bine. La care cine ți-l strică? Tot românii tăi. Tot, nu românii mei, garda, mi-a stricat garda treaba. Că dacă nu mă oprea... Eu mi-am dat seama de când m-au oprit. Am zis, stai să vezi când le dau actele. Începe cu percheziții. Începe să vorbească că tu ai făcut, că ai dresc. Așa faci garda, mă, frate. Parcă zici că... Bă, normal e confidențial. Bă, frate, dacă eu sunt cu X în mașină, nu te pui, mă, tu să vorbești. Vezi că am probleme. Treaba ta, ține-le pentru tine. La ce mi le zicea? Ce, eu nu știu că am avut probleme sau ce vrei? Dar el, într-un fel sau altul, e frustrat și zice, mai ales că eu făcusem în zona aia acolo și chiar mi se ridicase o interdicție, de acolo, avusesem 5 ani acolo. Și mi se ridicase interdicția aia și de multe ori m-a oprit garda și îmi făcea cereri să mai îmi dea 5 ani acolo, pentru că așa considerau ei, că era un pericol când eram eu în orașul respectiv. Aiure, așa sunt proceduri pe aici, pe bune. Dacă în cazul ăsta m-a oprit cu fată, cu o gagică în mașină și nu putea să-mi facă cum ar veni. Dar dacă mă oprea cu un prieten de-a meu, era riscul că eu mai făceam ceva și ei tot făcea cereri din astea să mai îndea 5 ani. Am avut foarte multe cereri de interdicții, dar într-adevăr nu erau acceptate. Nu știu, procurorul, judecătorul, nu știu cine le aproba cererile astea. Dar când m-a arestat, am avut 5 ani acolo în zonă. Și asta e. Asta a fost povestea cu gagica, cu garda și cu românii noștri. Rebel, domnule. Bă, niciodată, chiar dacă cunoști, nu vorbești, nu vezi, nu auzi. E cel mai bine pentru sănătatea ta. Bun, vă salut și numai bine. Baftă la toată lumea.